tuturor și Hristos a înviat. Recunosc că nu m-am simțit confortabil în momentul în care tânăra prezentatoare făcea atâtea aprecieri la adresa mea. Sunt și eu un om normal ca și voi și încerc să-mi fac doar datoria. Datoria față de comunitate, față de fiecare dintre dumneavoastră. Stimați profesori, dragile, mă uit cu atenție în sală și vă spun așa. Ce frumos arată sala cu prezența voastră. Și să știți că nu mai am nicio îndoială. Sunteți cea mai potrivită generație pentru provocări civice. Orice așteptare pe care am avut-o a fost depășită. Dacă facem referire și obiectul principal al întâlnirii de astăzi este acest proiect viceprimar pentru o zi și cred că vă dați seama pe mimica feței că sunt un pic invidios de ce doar viceprimar pentru o zi și nu primar pentru o zi. Cred că și mie mi-ar sta bine să am o zi de relax, așa cum are viceprimarul. V-aș ruga pe viitor să vă gândiți la lucrul ăsta. Dragii mei, acest proiect pe care noi l-am gândit anul trecut și care e perfectibil de la an la an, l-am gândit așa. Să răspundă unor așteptări. Adică obiectul proiectului rezidă din anumite aspecte. Și aș putea aminti câteva dintre ele. În primul rând am observat că mulți concetățeni nu sunt familiarizați cu rolul administrației publice locale. Poate și pe fondul unor informații truncheate, eronate, sau informații care pur și simplu nu ajung la urechile oamenilor. Și ne-am gândit și n-am greșit că voi sunteți cei mai potriviți. Și am vrut să vă transformăm din elevi în cetățeni proactivi în folosul comunității. Și am observat încă un lucru. Hai să nu-i spun ruptură. Să-i spun o slabă coeziune între generații. Și voi sunteți cei care, prin acest proiect, realizați o interferență între generații. Ăsta a fost și scopul proiectului. Să luați pulsul oamenilor, să vedeți care sunt așteptările și nevoile lor, și prin creativitate, prin originalitate, să le transpuneți în proiecte fezabile. V-am rugat de la început, când ne-am întâlnit așa pe grupuri mai restrânse la primărie, să nu gândiți un lansator de rachete sau lucruri irealizabile în jibou. Colegii mei o să vorbească despre proiecte. Toate proiectele sunt interesante, sunt bune și dificultatea domnilor profesori și a colegilor din primărie care au evaluat proiectele, misiunea lor, să știți că nu a fost una ușoară. Dar vreau să fac câteva mențiuni pentru a înțelege lucrurile mai bine. Și vă dau un exemplu. Am văzut un proiect de înființarea transportului public urban. Un proiect foarte bun. Dar am spus de la început că proiectele voastre trebuie să fie originale. Să nu se suprapună peste proiectele primăriei.
Acest proiect la înființarea transportului public urban, la înființarea tot ce înseamnă piste de biciclete, stații de biciclete, acele bike sharing-uri, așa cum am văzut în marele orașe, sunt cuprinse în proiectele noastre. Lucrăm la acest proiect nu doar noi, ci cu cei care se pricep mai bine decât noi, de un an de zile, și acest proiect va fi depus pe o asă de finanțare, care cel mai probabil va fi deschisă luna viitoare, de mobilitate urbană. Vă mai dau un exemplu. Am văzut un proiect de reabilitare a Bibliotecii Orășenești. Cred că ăsta e titlul proiectului. Și pe această axă am semnat recent un parteneriat cu Biblioteca Județeană, în care noi primăria și Biblioteca Orășenească și voi suntem parteneri. Îi spune HAP, Habitate utile în bibliotecile din județul Sălaj, un proiect generos de peste 3 milioane de RON, 30 de miliarde vechi, adică proiecte finanțate din fonduri europene. Am să mă opresc la cele două exemple și revin la proiectele voastre. Proiecte foarte bune, apreciate, dar colegii mei au pus în cumpănă, în primul rând, sustenabilitatea lor, originalitatea și aplicabilitatea la nivelul orașului Jibou. Sunt niște criterii pe care cred că le-ați găsit în regulamentul concursului, criterii de care comisia și dumneavoastră ar fi trebuit sau ați ținut cont. Dragii mei, vă sunt recunoscător și vouă, tuturor copiilor implicați, care ați depus un efort, muncă, creativitate, adică, cu alte cuvinte, v-ați pus mintea la contribuție, să realizați un proiect notabil pentru orașul Jibou. Și ați făcut o treabă excelentă. La fel, domnii profesori, și le mulțumesc pentru munca, sprijinul și efortul pe care l-au făcut în această perioadă, pentru că nu-i puțin lucru, pe lângă activitatea didactică și cealaltă de acasă pe care o are fiecare profesor, să-și facă timp, să gândească și să facă un tandem. Să fie partenerul vostru în aceste proiecte. Pentru că eu știu, da din casă. Eu știu că profesorii v-au susținut și v-au sprijinit cât se poate deci de serios. Dragii mei, sunt multe proiecte și aș aminti câteva dintre ele, dar n-am să nominalizez că nu-i misiunea mea. Am văzut bancă inteligentă, am văzut cabină telefonică, chioșcuri stradale, un proiect foarte interesant. Și multe altele proiecte interesante. Noi anul trecut, așa cum știți, proiectul câștigător a fost afișaj digital stradal. Un proiect pe care în acest an l-am finanțat cu o sumă apreciabilă, 100.000 de RON, adică un miliard vechi, și în maxim o lună, acel afișaj stradal va fi implementat în orașul Jibou. Și în acest an, câștigătorul concursului, proiectul câștigător, va fi bugetat în anul 2024 și va fi implementat. Apreciez mult creativitatea, munca și implicarea voastră în comunitate. Nici nu vreau să mă gândesc
că în viitor dezvoltarea orașului să nu țină cont de ideile voastre. Voi trebuie să fiți implicați în toate proiectele orașului. Pentru că veniți cu o notă de schimbare, veniți cu ceva nou în administrația locală și voi sunteți cei care aveți datoria pe viitor și în viitor să faceți lucrurile mai bine decât erau înainte. Eu vă mulțumesc tuturor, îi las pe colegii mei, cei care s-au ocupat de proiecte, să vină în fața dumneavoastră să vă spună care i-au considerat dânsii cei mai meritoși și atât vă spun la final, vă aștept și la anul. Mulțumesc!